Încă un pas a fost făcut pentru lansarea programului Electric Up. Ghidul programului poate fi descărcat de pe linkul energie.gov.ro/electricup. Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a făcut public anunțul pe pagina sa. Programul Electric Up se adresează întreprinderilor mici și mijlocii și celor din domeniul Horeca care au posibilitatea să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kW putere și 100 de kW putere necesară consumului propriu și livrarea surplusului în sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de minim 22 de kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in. Finanțarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 de kW putere și cel puțin o stație de reîncărcare de minim 22 de kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in cu minim 2 puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile. În cadrul programului se poate acorda la solicitarea beneficiarului un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate conform hotărârii de guvern numărul 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice.